2 decembrie. De ce îți crește burta din ce în ce mai mare, mătușică Mariana? Ai mâncat prea multe cornulețe cu vanilie? Valentina își duce brațele la spate, își lasă capul pe o parte și se uită la mătușa ei cu o privire cercetătoare. Aceasta râde înainte să răspundă. Nu, șoricuțo, burta mea s-a făcut așa de mare pentru că și bebelușul din interior a crescut. O, dar ce repede crește năzdrăvanul! O să vină curând pe lume! Cu mare grijă, Valentina își pune mânuța pe burta gogonată a mătușii Mariana. Da, foarte curând! Ia spune-mi, știi povestea pruncului Iisus, care s-a născut într-o iesle? Valentina dă din cap entuziasmat. Bineînțeles că da, doar de asta sărbătorim Crăciunul. Uite, aici avem scena nașterii Domnului. Aici sunt toți. Maria, Iosif, pruncul Iisus, măgarul și boi. Mătușa Mariana râde. E frumoasă ieslea voastră. În curând va trebui să merg la spital ca să nasc copilul. Dar mă bucur că eu nu trebuie să plec călare pe un măgar. Când o să fie asta? Întreabă Valentina curioasă. Chiar pe 24 decembrie. Asta dacă bebelușul vine exact la data probabilă a nașterii. Valentina chicotește când bebelușul se mișcă în burtă chiar sub palma ei. Anul ăsta primești un cadou cu adevărat deosebit de la Îngerul Crăciunului, mătușică Mariana. Tu sigur ai fost foarte cuminte. Cred că și eu o să primesc ceva drăguț. Uite ce am avut azi în calendarul de advent. Valentina îi arată cu mândrie mătușii sale o iesle minusculă, meșterită dintr-o capsulă goală de mac. Pe masă sunt acum două bilețele. Ăsta e începutul scrisorii. Prima parte a fost ascunsă ieri în calendarul meu de advent, iar pe a doua am găsit-o astăzi. Dragă Valentina, îți mulțumesc pentru scrisoare și pentru desenul tău minunat. M-am bucurat foarte mult când l-am văzut. Ești o artistă foarte talentată. Știi ceva, mătușică Mariana? Cred că ăsta e un mesaj secret de la Îngerul Crăciunului.